Au fost adevărate lupte de stradă în Londra în timpul unui protest față de legea care dă puteri mult mai mari forțelor de ordine din Marea Britanie. Cel puțin 10 ofițeri de poliție au fost răniți, iar în jur de 30 de manifestanți au fost arestați. Proteste violente au fost și în Manchester, Bristol sau Glasgow. Sute de demonstranți au participat la marșuri în Londra împotriva unei legi care ar conferi poliției prerogative suplimentare în combaterea protestelor. Protestele au degenerat în violență, iar cel puțin 10 polițiști au fost răniți. De asemenea, 26 de manifestanți au fost arestați, printre ei și o femeie care era armată cu un cuțit. Violențe au fost și la Bristol și aici polițiștii au fost atacați de manifestanți. O secție de poliție a fost atacată cu cărămizi și sticle, iar mai multe mașini ale poliției au fost incendiate. De altfel, Bristol este de mai multe zile sub asediul protestatarilor. Proteste masive au fost și la Glasgow, Birmingham, Liverpool sau Manchester.